Avem onoarea să avem alături de noi pe pastorul Șoancă Octavian, care a slujit în vremuri grele și am vrea pentru început să ne spuneți cum a fost începutul lucrării în zona Sârbi și în zona în care dumneavoastră a slujit. Laudă să fie adusă lui Dumnezeu că nu a fost ca acum, în vremurile acelea, nu făceam cum voiam noi, totul trebuia să fie sub controlul inspectorilor care dirijau lucrările. Când a început lucrarea în Sârbi, acolo erau doar 4 familii de frați baptiști, printre care erau și părinții mei. Și nu prea a fost mare progres decât prin anul 1948, imediat după război, s-a făcut o trezire spirituală, cumva că noi auzisem că în zonele noastre există niște frați care au Duhul Sfânt, care sunt botezați cu Duhul Sfânt și au darurile Duhului Sfânt. Eu, fiind tânăr atunci, nu prea mă legau Biserica Baptistă. Eu eram doritor să văd ceva deosebit, minuni. Și tatăl meu îmi dădea din când în când Biblia să citesc. Și am ajuns cu cititul în Epistola către Corinteni, capitolul 14, unde Pavel vorbea despre darurile Duhului Sfânt, despre botezul Duhului Sfânt și spunea, printre altele, că cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu îl înțelege, dar cu Duhul el spune taine. Eram foarte surprins de faptul acesta, de ceva supranatural. Și dorința aceasta mă măcina să văd undeva asemenea oameni care vorbesc prin Duhul lui Dumnezeu, care au Duhul lui Dumnezeu. Și am mers la unele adunări, până câmpuri, până roșcani, unde am auzit și am văzut asemenea oameni, dar Dumnezeu a rânduit că un frate care era dus din Sârbi la câmpuri, căsătorit acolo, și venea pe la noi. Venea pe la noi și ne rugam. Ne rugam în fiecare seară cu frații bătrâni împreună, în case, și Domnul a început să boteze cu Duhul Sfânt. Și era ceva minunat că se spunea de fiecare dată prin descoperire, prin Duhul Sfânt, prin prorocie, când ne adunam în seara aceasta, Domnul botează 2 suflete. Altă dată, Domnul botează cu Duhul Sfânt 3, 6 suflete. Și de fiecare dată se împlinea lucrarea. Era ceva, poate că și credința noastră de la început influența prorocul respectiv. Și nu era nimic care să nu se petreacă. Și a început Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt pe noi, tinerii. Și a botezat Domnul și pe cei bătrâni.
Eu am rămas cam la urmă și toți au primit Duhul Sfânt până la urmă ori zis că îți botezați și eu, numai că nu am darul vorbirii în limbi. Și atunci ne rugam în continuare, au trecut, dar odată a venit un frate de la Mihăiești, îl numeau Aronuț, el era foarte impulsiv, așa, și ne-a întrebat care nu-i botezat de Domnul să treacă aici, să stăruim, pentru el să-l boteze Domnul. Eu nu m-am dus, că eu m-am ținut așa, că-s botezat, cum ori zice, și el m-a întrebat, ești botezat? Zic, da, dai vorbirea în limbi. Zic, nu, ci treci aici. Și atunci fratele s-a rugat pentru noi și care eram acolo, nu eram mulți, că ne adunam prin casă. Și când s-a coborât Domnul, peste mine am început să vorbesc în alte limbi, așa încât pare că nu mă mai puteam opri. Slăvit să fie numele Domnului. Și aceasta era și o durat, poate, cred că într-o vară a fost trezirea asta și biserica din Sârbi a crescut la, în jur la 60 de membri din 4 familii, au ajuns la 60 de membri și am început sigur să vizităm și alte biserici, Bacea, Uleșul. În Bacea Dumnezeu a făcut o minune. Era așa acolo numai o familie de baptiști, de frați baptiști și mai era o soră acolo care tot la baptiști și atunci s-a bolnăvit sorei acestea, lui sora Zalica. Cea bolnavă era sora Valeria, care mai târziu a devenit soacra mea. Și s-a bolnăvit atâta de rău încât o dorea un picior. Și în cele din urmă trebuia să meargă să-i amputeze piciorul, că nu mai putea suporta durerea. Și sora ei o rugat-o să mai aibă răbdare, că vrea să înștiințeze și să cheme frață de la Sârbi ca să se roage pentru ea și ea crede că Domnul o va vindeca. Așa au făcut, au venit de dimineață la noi, cum eram noi cu agricultura atunci, eram în drum să mergem la cules, la porumb, la... și ne-au științat și am hotărât că dacă Domnul va voi, vom merge de seară și am postit în ziua aia și ne-am rugat Domnului și Domnul ne-a spus prin Duhul Sfânt să mergem, că e cu noi și lucrează. Și am mers, poate, nu știu dacă am fost 10 tineri și ceva frați mai în vârstă ne-au însoțit. Și mai târziu am aflat că femeia respectivă, bolnavă, a fost mutată din camera unde zăcea el pe 4 femei, au dus-o cu un cearceaf, că nu putea să miște și nici să-și miște piciorul și au pus-o acolo. Și când am ajuns, noi ne-am rugat. Ne-am rugat Domnului, poate la a treia sau la a patra rugăciune s-a petrecut minunea, erau și nepocăiți acolo, au venit să se roage, să vadă cum se roagă pocăiță
și erau curioși dacă se produce ceva sau nu. Și o femeie din cele nepocăite a văzut cum se coboară ceva ca un nor într-un colț a camerei și se duce roată până la patul femeii. Și când au ajuns acolo, femeia o strigat cât o putut. Și noi am avut descoperire, am încheiat rugăciunea, Domnul ne-a spus că a lucrat și a făcut vindecarea. A fost și lucrare, suflete, dă-te jos, că ești vindecată. Dar noi am crezut că e vindecată, deși nu s-a dat jos atunci. Am plecat și am aflat apoi că, de fapt, ne-am bucurat că lucrarea s-a făcut, întrucât soțul ei era membru de partid și când am fost noi acolo, el nu a fost în casă, că a avut ședință de partid. Și când a venit de acolo, nu a intrat în casă ca să nu ne deranjeze pe noi. O mers și s-a culcat în graj, de-apropo cum aveau țăranii unde țineau animalele. După ce am plecat noi, femeia s-a sculat și a mers să-l cheme în casă. Andronică, scoală-te, că Domnul m-a vindecat. Sigur că s-a produs această trezire în satul Bacea, ei s-au întors la Dumnezeu, dar împreună cu ei și alții, și în felul acesta Dumnezeu a lucrat de s-a format biserica din Bacea. Numele Domnului să fie slăvit pentru lucrul ăsta. Laudăm pe Domnul pentru lucrul ăsta. Și la Uleș a lucrat Dumnezeu, dar tot din biserica de la Sâmb s-a mutat lucrarea și la Visca. S-a format biserica în Visca și din Visca s-a mutat un frate în brad și făclia lucrării lui Dumnezeu a ajuns și în brad. În Uleș a lucrat Domnul minunat, e satul unde era fratele Emil Bulgar, care era student atunci și l-a botezat Domnul la Sârbi, pe când predica și cetea un frate la masă din cuvântul Domnului, el când a venit s-a pus în scaunul, pe scaunul de la ușă și în timp ce vorbea fratele despre Domnul Iisus, Duhul Sfânt s-a coborât peste el și l-a botezat Domnul. Și s-a făcut așa trezirea și în Uleș. Și ori avut stăruință în 1951. Eu am plecat la armată că pe pocăiți nu-i luau culeatul lor, ne-au amânat un an, că pe noi ne-au luat la lucru, la detașament de lucru la Hunedoara. Și la Uleș a fost o stăruință la Uleș. Și eu n-am participat la ea, dar ce s-a produs acolo m-a spus fratele Aronuț, care am spus despre el că a fost la stăruință când m-a botezat Domnul și când m-am liberat eu, m-a spus că el a fost la Uleș, tot la o stăruință și s-a întârziat stăruința până pe la ora 12. Și la ora 12 au venit
El a partit cu o mașină după ei și pe el l-a luat, că nu era voie să fie străin. Cu ea, cu localnicii de acolo nu au avut nimic, dar pe el l-a luat și l-a băgat în dubă și a dat pe el până în Ilia, în continuu a dat pe el. Și în Ilia o leșinat. Crezând că e mort, l-au apucat, au ajuns în dreptul Mureșului, cum trecea șoseaua pe lângă Mureș, au crezut că e mort și să nu mai afle nimeni, l-au luat și l-au aruncat în Mureș. Și spunea el că Mureșul l-a ținut, era îmbrăcat, nu știa să înnoate, era mai în vârstă. Și apa, zice, mă ducea tot încolo, spre Brâznic. Și pălăria vinea în urma mea. Și când am ajuns la malul dincolo, era malul înalt. Și mă gândeam, până aici am ajuns, dar aici nu pot să mă ridic. Și atunci a apărut un om acolo și m-a dat mâna și m-a scos. Și așa am ajuns acasă la mine. Și când m-a văzut soția în starea care era, am început să plângă. Dar Dumnezeu a lucrat și m-am făcut bine. Domnul să fie slăvit. Ce contrast între ce era atunci și ce este acum în bisericile Domnului. La Brad, când, de fapt, eu aveam în vremea comunismului 12 biserici și la Brad nu mă duceam în toată duminica, mă duceam numai o dată în lună când era cina. Și era un frate care mai îi plăcea să comande el și mereu solicita la pastorul județean ca să schimbăm comitetul și să pună în comitet altul care îi plăcea lui de el. Și eu nu prea eram de acord cu aceasta, că să producea de fiecare dată tulburare în biserică când schimbam membrii din comitet fără ca să fie alegeri. Și atunci înainte eram foarte prieten cu el, dar după ce nu l-am mai ascultat, nu m-am mai agreat. Și într-o vinerea de Paști m-am dus la ei, le-am rugat împreună, era seară și când am plecat, o ieșit după mine și m-a spus că nu mai am ce căuta în Brad, să nu mă mai duc în Brad. Bine. N-am să mai vin, dar luna viitoare totuși m-am dus iar la cină și am întrebat frață că el nu era la adunare, zic, Bădul chema. Zic, dar ce-i cu el? Zice, nu știm, dar noi. A doua lună nu era nici atunci. Și atunci am spus la frață că e bolnav, e grav bolnav și e pe moarte. Și atunci m-am dus să-l vizitez, că îmi spuneau că e foarte grav. Când am ajuns, el era pe pat cu dosul cătănoi, nevastă sa, scoală-te măi, că uite o vine fratele Octavian la noi, scoală-te. S-a sculat, când m-a văzut, a început să plângă. Nu-l mai putea opri din plâns nevasta. Și l-am mângăiat și eu, ne-am rugat împreună ca Domnul să-l vindece, dar Domnul l-a dus acasă, nu l-a mai vindecat. Am avut și după piatra o biserică, era mai dificilă, trebuia mult să mă duc cu
până la Brad, tot cu autobuzul de acolo, alt autobuz până după Piatra, dar trebuia să mă duc și acolo, că acolo aveam și un diacon. Șoiter, chema. Și mă duceam. Dar odată mă sună pastorul județean. El era cu inspectorii, primea ordine de la inspectori și el trebuia să le execute. Zice, mergi la după Piatra și îl distitui pe Șoit, să nu mai fie de acolo. Dar zic, ce-a făcut? Zice, el are acolo proroci, prorocesc acolo. Nu am zis nimic, dar nu m-am dus. Și eu am dus după aia, sigur m-a luat biserica, de după Piatra, o dat-o la altul de la Alba Iulia și au trecut, nu știu cât, dacă au trecut un an, dar nu cred că au trecut un an, că iar au venit frații după mine să mă duc. Că fratele respectiv a murit și nu mai are și ne-i slujă să mă duc iar. Și iar m-am dus după Piatra. Eram bucuros să scăp de ea, că era foarte departe și nu meream cu mașinile atunci. Trebuia să mergem cu autobuzele, cu cât mai ne restituiau banii, cât mai trebuia să punem și de la noi și așa era lucrarea atunci. Ori trecut anii și noi ne-am mutat la Ilie, am avut descoperire, dar eram atunci și noi membrii la Sârb, dar am avut descoperire prin Duhul Sfânt că Domnul ne trimite în cetatea vecină care de lucrat cu noi acolo. Și când tocmai chemasem pe fratele proroc acasă la noi, la masă și n-am prea înțeles lucrarea și l-am întrebat, dar cum a fost lucrarea asta? Păi zice, frate, au să te scoată de aici, că așa e. Zice, fratele, aveam motocicletă atunci. Ai motocicletă? Și zice, o să te scoată. Nu, m-a așteptat, dar nu m-a scos nimeni. Și era după ce m-am liberat asta.